Dragii mei, vă spun din nou bun venit la un nou popas pentru Suflet Gânduri din Tabor. Și data aceasta avem împreună cu noi invitat pe fratele Harry Miheț. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, poate puțin, câte cei ce nu știți despre dânsul. Brother Harry, binevenit din nou la părtășie la Tabor. Pace ție, frate Gabi, pace vouă tuturor care sunteți alături cu noi în acest popas. Mă bucur să te avem cu noi acum din nou la o părtășie din asta, de data asta virtuală, nu ca și altă dată în persoană, dar bine că ne putem vedea și așa. Cred că e un lucru frumos că putem să ne vedem și în momentele astea. Și vreau Asta să e spun... semnul timpurilor în care trăim, fratele meu, și văd că arăți bine și binișor, chiar dacă n-am fost niciunul la frizer de 2 luni de zile. Ce să faci, suntem acum în izolare. Așa Acum mai apărăm și cu părul un pic mai lung, dar e. Așa e. vreau să-ți mulțumesc că ți-a luat din timpul tău ca să stăm puțin de vorbă și să transmiți un mesaj fraților noștri din Tabor și nu numai, cunoscuților și alții care cred că au nevoie să audă anumite lucruri care, sau informații care tu poți să ni le spui pentru vremea asta în care ne aflăm. Așa că nu vreau să pierdem prea mult timpul care îl avem, pentru că e destul de limitat timpul care l-ai și tu la dispoziție. Aș vrea să te întreb câteva lucruri și pentru cei ce nu te cunosc, dacă vrei să ne spui puțin despre tine, despre familia ta, ce faci tu, unde locuiești, câteva lucruri de genul acesta. Bine, măi, frate, știu că cei de la Tabor mă cunosc, sunt de al casei, mi dor de ei, mi dor de voi, scumpii mei frați, vă mulțumesc că mă purtați în rugăciunile voastre zilnic, în lucrarea pe care o fac la Liberty Council, în lupta pentru apărarea credincioșilor și a credinței. Pentru cei pe care încă nu i-am întâlnit, eu sunt Harry Miheț, avocat de litigiu constituțional, vicepreședinte la organizația Liberty Council, organizație bazată în Orlando, în Florida, dar cu sedii prin toată țara, organizație de avocați creștini care conduc o luptă în tribunalele Americii pentru protejarea libertății, protejarea Constituției, protejarea bisericii, a credinței și a celor care cred în Dumnezeu. Și eu fac lucrul acesta de mai bine de 10 ani de zile, 11 ani de zile, aproape 12 ani de zile. Trece timpul. Oh, Din 2008 sunt în această misiune și lucrare. Căsătorit cu o nevastă credincioasă, slavă Domnului, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi băieți, amândoi teenagers, 13 și 15 ani, deocamdată baricadați în casa la Florida, unde trăim. Și cred că am acoperit ce e necesar. cum e viața cu adolescenți în casă, cu teenagers? Mai, știi cum, învățăm lecții în fiecare zi și îi mulțumim Domnului că ne poartă în mila sa și în harul său. Sunt vremuri bune, dar vremuri în care suntem chemați să cunoaștem mai bine ce Dumnezeu vrea de la noi, cum să ne comportăm în societatea în care ne-a încadrat. Și mulțumesc Domnului că băieții sunt deocamdată ascultători și suntem binecuvântați. Mă bucur să aud asta. Spune un picuț despre originea ta din România, de unde ești, cum ai ajuns în America puțin, să te cunoască și cei ce nu știu lucrurile astea despre tine. Părinții. Da, am fost născut la Timișoara. Când aveam doar, cred că, un an de zile, părinții s-au mutat în județul Sălaj, la Zalău, pentru că tatăl meu a păstorit mai multe biserici. Cred că la un moment dat 17 biserici prin județul Sălaj, la Zalău și în comunele de pe lângă Zalău.
Și deci am crescut în, în România, iar la un moment dat ne-am mutat înapoi în Timișoara, în așa fel încât trăiam în Timișoara în timp ce Revoluția a avut loc în, în 1989. Mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul să trăiesc prin vremurile acelea. A avut un mare impact pentru mine și pentru ceea ce mă lupt în ziua de astăzi pentru libertate. Decât și fiind fiu de păstor în România comunistă, văzând cum tatăl meu a fost în continuu hărțuit și chiar și arestat de securitate, îi spuneam când eram încă copil mic, tati, când cresc mare am să fiu avocat și am să te apăr de oamenii ăștia răi. N-am avut nicio idee că va trebui să o fac într-o țară a tuturor libertăților, dar timpurile pe care le-am trăit în, în România au avut un foarte mare impact asupra mea, asupra felurilor în care eu văd lucrurile și îi mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul acesta să, să trăiesc prin vremurile acelea. S-a avut 12 ani în februarie 90, la două luni după Revoluție, am venit în America cu familia. De fapt, biletele de avion erau cumpărate, încă dinaintea Revoluției și am reușit să plecăm de atunci încoace. Și, na, uite așa am ajuns aici. Da. Ai spus că în anul 2008 parcă ai început să practici avocatura în, în direcția asta de a, de a apăra drepturile religioase, dar când ai început să lucrezi în, în avocatură tu? Facultatea de drept am absolvit-o în 2002, așa că 6 ani de zile am lucrat în, în avocatură, în, în firme private de avocați, firme mari, una de 400 mi se pare și alta de 500 de, de avocați. Firme mari reprezentând cele mai mari companii ale Americii în litigiu comercial. Și deci 6 ani de zile am lucrat în acest domeniu. Un domeniu în care am reușit să mă aplic cu talentele cu care m-a înzestrat Dumnezeu, un domeniu în care Dumnezeu m-a binecuvântat cu succes, dar nu cu satisfacție. Pentru că El, de fapt, mă chemaseră pe mine încă de la început la o lucrare mai, mai mare și cu toate că eram conștient de această chemare, m-am gândit în, în capul meu că trebuie întâi să mă duc să, să câștig, să fac bani, să plătesc bilul de la facultate. Am crezut în mintea mea că eu pot să am mai, mai bună grijă de, de mine și de familia mea decât Dumnezeu însuși. Îi mulțumesc Domnului însă că nu m-a abandonat, a continuat să mă cheme. Nu mi-a dat satisfacție în lucrarea pe care o făceam atunci. Câștigam cazuri mari și mergeam acasă întrebându-mă de fapt ce diferență am făcut în ultima lună în care am lucrat zi și noapte într-un caz. Și deci Dumnezeu nu s-a dat de bătut, a continuat să mă cheme. În toamna anului 2008 am răspuns în final, am spus colegilor de la firma. S-a întâmplat ceva anume în 2008? Sau în acel... Dumnezeu într-un mod special, cumva ai înțeles că trebuie să faci. Ce te-a determinat? Care a fost the breaking point? Da, the breaking point a fost, deci, pe măsură ce nu aveam satisfacție în lucrarea pe care o făceam, în 2008 deja erau multe cazuri în care activiștii de la LGBTQ++
dădeau în judecată statele cerând dreptul de a se căsători. Și am văzut pe fondatorul de la Liberty Council, pe Matt Staver, șeful meu de fapt, spun șef, dar e de fapt un coleg și un prieten bun, l-am văzut la televizor luptând pentru căsătoria naturală, așa cum Dumnezeu a făcut-o. Și când l-am văzut inițial, în primul moment pe care l-am văzut și când am auzit felul cum pune lucrurile și când am văzut că își folosește meseria și talentul cu care Dumnezeu l-a înzestrat să se lupte pentru împărăția Domnului, imediat am cuplat lucrurile și am știut că, de fapt, pentru asta am fost și eu născut și conceput și înzestrat de Domnul cu talent ca să fiu și eu implicat în acest domeniu. Și te-ai întâlnit cu el și ați hotărât? Da, deci i-am trimis un e-mail, i-am spus, uite cine sunt, n-aveți cumva un opening. Și în aceeași zi am primit un răspuns cu efectul, când poți să începi. de atunci încoace Dumnezeu ne-a făcut parte de multe, multe lupte, luptate împreună și câștigate pentru împărăția sa. Poți să ne spui, înainte ca să întreb puțin lucruri mai recente, despre un caz, să zic așa, care te-a marcat dintre toate cazurile care le-ai reprezentat până acum, un caz care te-a marcat în mod deosebit? E greu să aleg unul singur, pentru că sunt așa de multe și fiecare caz este un caz special, pentru că cazurile în care sunt implicat de obicei au de a face cu un creștin sau o creștină, un creștin care trage o linie în nisip și care decide că nu va compromite adevărul lui Dumnezeu, va sta drept și neclintit orice i s-ar întâmpla. Și atunci văd cum Dumnezeu folosește curajul creștinului ca să aducă schimbare în societate, să trezească societatea, să deschidă porțile libertății. Se întâmplă de fiecare dată și aproape în fiecare caz în care sunt implicat. Dacă ar fi să menționez unul, cazul sorei noastre Kim Davis, funcționara din Kentucky, care a fost dată în judecată, chiar și închisă în închisoare, pentru că a refuzat să semneze certificatele de căsătorie homosexuală cu numele ei, cu autorizația ei proprii, n-a putut în conștiința ei, pentru că se teme de Dumnezeu, să-și pună semnătura ei asupra acestor certificate, motiv pentru care a ajuns în închisoare, prizonier de conștiință în țara tuturor libertăților. So, am fost implicat în cazul acela, am fost alături de ea, am vizitat-o în închisoare, am fost în tribunal cu ea, am lucrat alături de legislatura din Kentucky, cu guvernatorul din Kentucky și Dumnezeu într-o perioadă scurtă de timp ne-a adus o mare victorie. Am reușit să o eliberăm, să o restaurăm în funcția ei și de atunci până când a ajuns la sfârșitul termenul ei, n-a trebuit să-și încalce conștiința sau convingerile ei, nu s-a lepădat de credință de Domnul, n-a semnat niciun certificat, legea a fost schimbată în Kentucky în așa fel încât alți funcționari n-au mai putut să fie forțați să aleagă între conștiință și libertate sau conștiință și slujbă. Dumnezeu a produs o mare schimbare în Kentucky și în toată țara prin exemplul ei și prin curajul ei și am fost foarte binecuvântat să pot să fiu alături de ea la fiecare pas. Da, am auzit de cazul acela și mulțumim Domnule că ți-a dat biruință pentru ca să poți să câștigi lupta aceea destul de mare. Slăviți fie Domnul pentru asta. Ce am vrut să te mai întreb legat de cazurile care le ai acum. Ai ceva cazuri acum care sunt pe rol sau cazuri mai recente, mai ales legate de criza pe care o traversăm acum? Da, fratele meu, am crezut la început că această criză în care toți suntem izolați în casele noastre va aduce un timp mai lejer.
însă pentru mine am fost mai ocupat în ultimele două luni ca oricând altcândva. La computerul ăsta unde sunt acum petrec 17-18 ore pe zi. Suntem în prima linie și foarte implicați în această criză, deoarece ne dăm seama că unii oameni se folosesc de acest prilej, de această criză, pentru ca să mărească autoritatea și drepturile guvernului, să încalce Constituția, să folosească autorități extraconstituționale care nu sunt în Constituție pentru a limita drepturile creștinului și drepturile bisericilor, mai rău pentru a discrimina împotriva bisericilor. Avem de a face cu ordine de izolare, de exemplu, care pur și simplu interzic bisericii, blochează ușile și chiar și parcarea bisericii, declarând că biserica este neesențială, și tot aceleași ordine declară că magazinele de unde se vinde alcool și supermarket și Home Depot și Home Improvement și chiar și clinicile de avort și tot felul de alte entități și organizații și magazine comerciale sunt esențiale și continuă netulburate în demersurile lor, iar Biserica Domnului este blocată și închisă, cu toate că biserica poate să ia exact aceleași măsuri sanitare și exact aceleași măsuri de distanțare socială, de social distancing, pe care ceilalți le pot lua. Biserica este supusă discriminării și avem clienți păstori care sunt arestați, închiși, biserici care sunt blocate. Avem câteva litigii foarte active în toată țara în acest domeniu. Ai reprezentat și pe păstorul de la Florida care a fost arestat? Da, l-am reprezentat, îl reprezentăm pe păstorul de la Florida. Avem o biserică în Kentucky, o biserică și un păstor în Virginia. Săptămâna care vine vom iniția un litigiu în statul Maine și poate în același timp în statul Illinois, la Chicago. Cum vezi tu acum criza creată de acest virus, care se pare că pe noi ca și creștini cumva ne-a limitat, cum spuneai și tu, la merge la Walmart, de exemplu, și faci cumpărături și spune să păstrezi social distance, dar de fapt oamenii trec unii pe lângă alții. Da, prea puțin și cei ce păstrează social distance. Da. Iar noi ca și creștini suntem priviți ca unii care am fi vinovați de acest virus, de răspândirea acestui virus. Așa este, și nu numai la Walmart, dar și, de exemplu, alte întreprinderi comerciale. Dacă de exemplu, eu aș avea o companie care face lucruri esențiale, hai să spunem o companie, o fabrică de orice, care e deschisă încă, și dacă am, de exemplu, 1000 de employees, 1000 de angajați, ca și, de exemplu, Amazon, aș putea merge și să spun la toți, hei, avem nevoie să facem o întâlnire ca să discutăm unele lucruri despre întreprinderea noastră și aș putea să-i adun pe toți 1000 într-o singură sală și nu este nicio interdicție, nicio lege împotriva acestei întâlniri. Dar dacă ar fi să adun 30 de oameni într-un sanctuar de biserică care are 500 de locuri și deci unde pot să-i distanțez pe toți unul de altul, să fim atenți, să folosim hand sanitizer, să punem măști, să luăm toate precauțiile pe care putem să le luăm, legea vine și spune, n-aveți voie să faceți lucrul acesta, biserica nu este esențială, stați toți acasă. Și lucrul acesta este absolut clar neconstituțional. Guvernul nu are această autoritate
să impună condiții și restricții bisericii care nu sunt impuse altor, organizații și altor grupuri de oameni. De ce iartă-mă că te întrerup, dar totuși vreau să mai zăbăvesc puțin aici. De ce crezi că s-au luat puțin măsurile astea așa mai drastice împotriva bisericii, când de fapt oamenii în criză au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de liniște sufletească, au nevoie de pace? Nu ar fi asta un lucru esențial pentru ca oamenii stând în izolare să o ducă mai bine? Absolut. Biserica întotdeauna a fost în fruntea pericolului, aleargă înspre pericol, pentru că oamenii în pericol au nevoie de biserică și de Dumnezeu și de pacea și liniștea pe care o pot găsi în sanctuarul bisericii. Dar știi cum e? Cei care au convingerea că biserica nu este esențială în vremuri pașnice sunt cei care acum ne spun că biserica nu este esențială în vremuri de criză. Așa că nu suntem surprinși de lucrul acesta și nu este asta prima criză pe care oamenii care sunt împotriviți libertății, împotriviți creștinilor, se folosesc de ea pentru prilejuri ulterioare. Cu siguranță sunt și cei în guvern care sunt bine intenționați și ne vor binele, dar cred că printre ei sunt o grămadă de alți oameni care se folosesc de acest prilej pentru a stabili precedent care poate să fie folosit împotriva bisericii și după ce criza este terminată și gata, și care vor să mărească autoritatea guvernului într-un fel extraconstituțional, ca după ce criza este gata să folosească aceste puteri și aceste măsuri pe care le au acum pentru ca să vină împotriva bisericii și a creștinilor. Crezi că va mai dura mult până vom putea să intrăm din nou în normalitate, să intrăm în biserici din nou? Măi, depinde pe cine întrebi, și depinde de cine ai condus statul în care trăiești. Mulțumesc Domnului că, de exemplu, în Florida, guvernatorul nostru încă de la început a recunoscut faptul că nu poate, n-are autoritate să închidă bisericile, cu toate că a închis multe, multe locuri în societate. Se pare că se vede lumina la capătul tunelului, dar în alte locuri sunt în continuu extinse și întinse aceste ordine de izolare, în așa fel încât, cine știe, unii ar fi bucuroși ca biserica să nu se mai deschidă niciodată și alții ar fi bucuroși ca economia să fie dusă până la pământ. Deci, dacă lăsăm guvernul să fie, să aibă autoritate supremă și să facă ce vrea și când vrea, atunci cine știe când vom reveni la normal, dacă vom reveni la normal. Tu, ca unul care lucrezi în tribunale și ai de-a face cu sistemul juridic, cu ce se întâmplă în jur, crezi că trăim cu adevărat vremurile din urmă? Mai cred, citesc Biblia și semnele scrise în Evanghelie și în Apocalipsa și cred că suntem în vremurile de pe urmă. Nu știu cât mai multă răbdare Dumnezeu va avea cu ceea ce se întâmplă în societatea noastră, nu numai în America, ci în toată lumea, dar cred că trăim vremurile de pe urmă și mă rog Domnului să ne găsească gata pentru revenirea lui. Da. Vreau să te mai întreb ce răspuns ar trebui să avem noi ca și creștini. Acum tu știi că noi suntem și în California și statul care suntem noi este un stat democratic prin excelență. Din păcate, prin toate punctele de vedere, ne aflăm primi în toate lucrurile astea negative. Dar ca și creștini, indiferent că suntem în America, în România, în California, în mod special, care crezi că ar trebui să fie reacția noastră
în criza în care ne aflăm acum, ce crezi că ar trebui noi ca și creștini să facem în perioada asta? Ne băgăm cu capul nisip castruțul, ieșim, ne spunem punctul de vedere, cum tu ești și reprezinți cumva creștinii în privința aceasta, totuși un sfat, dacă ai pentru noi. Deci, ca și creștini în societatea în care trăim, noi avem o cetățenie dublă. Suntem cetățeni ai împărăției în primul rând, iar după aceea suntem cetățeni în America sau în România sau unde ne-a așezat Dumnezeu. Și întotdeauna trebuie să ținem cont de lucrul acesta, că suntem în primul rând responsabil să trăim după legea lui Dumnezeu. Și atâta timp cât legea omului este conform legii lui Dumnezeu, Roman 13 ne spune că trebuie să fim supuși legii omului. Dar când legea omului pretinde să încalce legea lui Dumnezeu, atunci cred că avem datoria să spunem așa cum a spus apostolul Pavel și apostolul Petru și alții: Dacă ne forțați să alegem între legea omului și legea lui Dumnezeu, atunci noi vom asculta de Dumnezeu. Asta e un lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facă cu chibzuință, după rugăciune și după înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă. În timpul acesta de criză, ca și creștini, trebuie să fim exemplu. Exemplu pentru cei de pe lângă noi, care mulți dintre ei trăiesc în frică, trăiesc în izolare maximă, trăiesc fără nicio speranță și cuprinși de frică. Ca și creștini, trebuie să înțelegem că sunt lucruri care ni se pot întâmpla, care sunt mult mai grave decât moartea. Moartea pentru noi este un câștig. Deci, nu vorbesc că trebuie să fim neînțelepți și să temptăm pe Dumnezeu sau să mergem să ne expunem virusului, nici de cum. Trebuie să avem chibzuință și să fim înțelepți, să facem tot ce putem să facem ca să fim sănătoși și să folosim capul pe care ne-l-a Dumnezeu. Dar nu suntem conduși de frică, nu suntem cuceriți de frică, nu facem ceea ce facem din cauza că ne este frică, nu compromitem valorile noastre din cauza că ne este frică, nu compromitem drepturile fundamentale venite de la Dumnezeu, nu de la oameni, nu lăsăm alții să încalce Constituția, pentru că lucrurile acestea, dacă le suferim acum, le vom suferi în viitor de asemenea. So, este o balanță pe care trebuie să o facem. We have to walk the line, cum spun americanii, dar ne rugăm Domnului să ne dea la toți înțelepciune și chibzuință cum să procedăm în vremurile astea. Da, mulțumim pentru sfatul acesta. Acum, pe lângă faptul că tu reprezinți în tribunalele americane pe frații noștri de credință și aperi drepturile pe care Dumnezeu ne le-a dat tuturor, dreptul în mod deosebit, dreptul de a ne închina lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-a dat tuturor și nu trebuie să ne-l fure nimeni și nici să-l lăsăm sau să cedăm la el, pentru că în vremea aceasta se pare că acest lucru ni se lua și parcă îl cedăm așa de ușor, dreptul de a ne închina lui Dumnezeu. Pe lângă faptul acesta, tu ești un slujitor al Evangheliei. Tu slujești din Cuvântul lui Dumnezeu. La noi, de fiecare dată când ai venit, ai vestit Cuvântul Domnului și Domnul te folosește și în privința aceasta, vestind Evanghelia. Aș vrea acum să te întreb dacă ai un gând pe inimă pentru noi, pentru cei din tabor, dar nu numai, creștinii care ne ascultă și ne urmăresc, un gând care Domnul ți-l pune pe inimă să-l împărtășești împreună cu noi. Da, păi, fraților, tocmai ce am sărbătorit Paștele, Învierea Domnului, și îndemnul meu pentru voi este să trăiți cu nădejde și cu speranță, pentru că Iisus Hristos trăiește.
Și fiindcă El e viu și fiindcă El trăiește, noi putem să învingem teama, așa cum ne spune cântarea care îmi place așa de mult. Trăim în vremuri în care cei din jurul nostru trăiesc în teamă și în frică. Însă noi avem o nădejde și o speranță care a trebuit să ne înflăcăreze. Noi ar trebui să fim cei care aleargă înspre cei care sunt în primejdie pentru ca să-i răscumpărăm, să-i ajutăm. Oamenii din jurul nostru se uită la noi și noi ar trebui să fim un motiv de îmbărbătare, de încurajare pentru cei care sunt în jurul nostru. Haideți să trăim demni, să trăim ca și copii al lui Dumnezeu, să ne dăm seama că Iisus Hristos este viu, este pe tron, El ține tot universul în mâinile sale, El nu a fost surprins de coronavirus și El nu va lăsa nimic să ni se întâmple nouă dacă nu El de asemenea ne dă harul și puterea să trecem prin ceea ce ni se va întâmpla. Așa că haideți să trăim cu nădejde și speranță și curaj în vremurile acestea și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin, amin. Vă mulțumim pentru cuvintele de încurajare, brother Harry, și așa cum tu știi, noi ne rugăm pentru tine, ești trecut pe lista de rugăciune a bisericii. Apreciez lucrul acesta, sunt conștient că sunteți alături de mine, vă mulțumesc și vă iubesc, frații mei. Și noi te iubim și ne rugăm pentru tine și îți mulțumim că stai pe baricade în linia întâi, unde se simte focul mai tare, unde ai de-a face cu oamenii, ai de-a face cu oamenii aceștia față în față, oameni care se pare că nu sunt prea iubitori de Dumnezeu. Dar ne rugăm ca Domnul să te binecuvinteze și mulțumim Domnului că ți-a pus pe inimă să te implici în lucrarea aceasta apărând drepturile creștinilor în America, în tribunalele din America. Mulțumesc, fratele meu! Da, God bless you, fiți binecuvântați și aștept să ne revedem în curând. Da, mulțumim și celor ce ne-ați urmărit, vă dorim ca Domnul să vă binecuvinteze, să fie cu voi, cu toți și, brother Harry, să ne vedem cu bine cât de curând. Fii binecuvântat. God bless you. God bless you.